Localnicii unei comune din Prahova au ajuns să fugărească un urs cu mașinile după ce animalul a ajuns aproape de casele lor, în timp ce autoritățile încă caută soluții, animalele înfometate coboară tot mai dezin pădure și pun viețile oamenilor în pericol. În căutare de hrană, urșii ies tot mai des din pădure și ajung în gospodăriile localnicilor. Asta s-a întâmplat și în localitatea Ștefești, acolo unde un urs pe care angajații ocolului Silvic îl alungaseră în urmă cu o săptămână a revenit pe străzile localității. Doar că de data aceasta localnicii au luat măsuri înainte ca autoritățile să ajungă. Un grup de tineri l-a fugărit cu mașina pe străzi în încercarea de a-l alunga. Cum drumul avea case pe stânga și dreapta, bietul animal a alergat în fața mașinii preț de câteva minute. Nu e prima dată când urșii își fac apariția în localitatea Ștefești. Ultimul Incident a avut loc săptămâna trecută, când animalul sălbatic a intrat într-o gospodărie și a mâncat un miel.